Bună ziua, Bogdan sunt. Astăzi vă prezint un episod. Vom pregăti gazonul pentru erbicidarea selectivă pentru această plantă care se numește Poanua, o plantă foarte periculoasă. Da? Cu erbicidare pe bază de mezotrion. Uitați-l aici. E foarte periculoasă această buriană. Și astăzi vom tunde gazonul mai scurt decât de obicei. Să zic, eu voi reduce undeva la 5,5 cm de la 7,5 cm. Pentru că în următoarele 3-4 zile nu voi mai tunde, ca să-și facă, ca erbicidul să-și facă efectul. Da? Haideți să începem. Am și eu câteva pălării în gazon. Aceasta e o plantă cu frunze late. Dacă aveți numai așa, puteți da decât cu dicopuri top. Eu acum voi da un erbicid pe baza de mezotrion, le atacă și frunza lată și pe cele cu frunză îngustă. Am și aici, dar cele cu frunză lată, chiar dacă nu vreți să dați cu erbicid, ele se pot eradica prin pudere regulate și veți scăpa de aceste buruieni. Da? Eu acum vreau să scap de această buruiană periculoasă, Poanua. Uitați-o și aici. Aceasta e o buruiană foarte periculoasă. Bun. Haideți să începem să-l tundem și după 2 zile îi vom aplica erbicidul. Vom aștepta 2 zile acum ca el să se maturizeze puțin și vom da cu erbicid selectiv. Bună ziua, Bogdan sunt. Astăzi vreau să vă arăt cum erbicidez eu gazonul. Au trecut deja 2 zile de la tundere și acum vom erbicida gazonul. Și mai avem și aici Poanua. Da, după cum se vede. Dar să știți că de cât ori tundeți gazonul, bălăria crește mai repede decât gazonul. Și vom aplica astăzi erbicid pe bază de mezotrion. Uitați. Vom uda, că el este și preemergent și va coborî pe sol și orice bălărie va ieși după o va arde. Da? Haideți să pregătim. Bun, eu mi-am pregătit aici soluția. 20 de ml, 10 litri de apă într-un Ruris R1200, foarte bun pe baterie. Da? Aceasta este. Deci să nu uitați, dacă aveți mai puține bălării în gazon, folosiți 8 ml. Eu pentru Poanua, sau dacă aveți burieni cu frunză lată, puteți folosi decât 8 ml. Eu pentru că am Poanua, voi folosi 10 ml, un pic mai concentrată, 10 litri pentru 200 de metri pătrați de soluție.
Da? Bun. Să vă menționez ceva. Deci acum, după ce s-a dat erbicidul, iarba nu trebuie tunsă cel puțin 2 zile. Eu o voi lăsa 4 zile ca să-și facă foarte bine efectul și după aceea voi tunde. Da? Mulțumesc!